Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Discursul lui președintelui american Joe Biden a fost cu siguranță momentul cel mai așteptat și mai important al acestei adunări generale, nu doar pentru că este primul său discurs în fața liderilor lumii în calitate de președinte al Statelor Unite, dar și din cauza contextului, unul de tensiune între Statele Unite și o parte dintre aliații săi după retragerea din Afganistan și în condițiile unui adevărat conflict diplomatic cu Franța, în ceea ce experții numesc deja criza submarinelor. De altfel, președintele Franței, Emmanuel Macron, nici nu este prezent aici la New York, deși în anii anteriori obișnuia să conducă delegația țării sale la adunarea generală. Ei bine, Joe Biden a propus liderilor lumii o viziune de cooperare globală, în primul rând pentru depășirea pandemiei, dar și a celorlalte provocări cu care se confruntă lumea în acest moment, de la schimbările climatice până la terorism. O lume în care America va continua să se bazeze pe prietenii și aliații săi tradiționali, care împărtășesc aceleași principii și valori democratice, fără să se mai ajungă însă la o împărțire a lumii în blocuri separate sau la vreun război rece, a spus Joe Biden, care a ținut să sublinieze că este primul președinte american din ultimii 20 de ani care se adresează Națiunilor Unite în condițiile în care țara sa nu mai este implicată în niciun război. În plus, Joe Biden a omagiat demnitatea cetățenilor lumii și alegerile democratice pe care aceștia le fac în diverse țări și aici a dat exemplu cetățenilor din Republica Moldova care au ales democrația la ultimele alegeri. De altfel, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este aici la New York. Astăzi, delegația Republicii Moldova a stat în sală chiar lângă delegația României, iar președintele Klaus Iohannis și Maia Sandu au schimbat câteva cuvinte. Klaus Iohannis va vorbi în plenul adunării generale peste câteva ore. Din câte am înțeles de la administrația prezidențială, discursul președintelui se va referi la provocările lumii actuale, în primul rând la depășirea pandemiei, dar și la schimbările climatice.